Trebuie să culturalizăm populația. Vreau să facem Eminescu pe muzică rap. Serios? Un fel de Eminemscu. Eminemscu. Mișto idee, da? Tinere. Da? Avem o problemă. Acum lumea ascultă ce vrea. Nu mai ascultă doar ce vrem noi. Ce vreți, na? Și e grav. Aș avea o idee. Se numește Baladă pentru dealerul meu. Ai ceva de neuitat, să nu fi luat era păcat. Dar ai cam întârziat și nu știu ce să mai fac. Știi că-s prompt, dar acum nu pot deloc. Ce naiba răspunde la telefon? Băieții de la bloc sună non-stop, că numărul tău e secret și ei nu știu cum să dea de tine direct. Mă așteaptă acasă să pun ceva pe masă. Stresați de la muncă, vor să o facem groasă. Hai lasă supărarea, nu-ți fie frică. Hai vino iar în gara noastră mică. Știi că mâine banii ți-i aduc mâine. Prieten drag, știi bine, te poți baza pe mine. Dar nu azi, că mâine banii ți-i aduc mâine. Prieten drag, știi bine, te poți baza pe mine. Dar nu azi. Senzațional, senzațional. Nici Eminescu nu s-ar fi gândit la varianta asta. Să ia pe datorie. Felicitări, tinere. Cenaclul trăiește.